Da, ați nimerit bine, ați nimerit bine, nu schimbați canalul, sunteți pe canalul de YouTube al lui Nicu Bendea. Mulțumesc de like, deja ați dat like, așa-i? Mergem pe încredere, Bifas și Clopoțelu. Să sune atunci jingle bell când primiți o notificare nouă că am postat ceva. Scrieți în comentarii ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut. Like sau dislike, nu contează că deget mijlociu nu există pe YouTube. Da. Aveți gusturi bune dacă vă aflați pe canalul meu și vă uitați la filmarea de acum, pentru că discutăm niște probleme foarte importante pentru țară. Perle la bacalaureat. Nu-i an să nu apară titlul ăsta în presă. Imediat cum trece proba la limbă și literatură română, apare titlul. Perle, ce au mai putut scoate elevii la bacalaureat? Perle la limba și literatura română. Mie mi se pare că e un pic de discriminare. Că și la matematică sunt perle. Păi și la matematică. Credeți că profesorii care corectează nu râd acolo când văd că, fii atent, în loc să folosească combinările pentru submulțimile mulțimii, a folosit aranjamente. Fii atent ce a făcut, domnule. F/G l-a derivat ca F derivat ori G derivat. Nu se poate așa ceva. A logaritmat suma și a scris că e suma logaritmilor. Extraordinar! Fii atent cât i-a dat integrală din x de x, ori integrală din e la x de x. Fii atent cât i-a dat. Fii atent cum calculează inversa matricii. Pune liniile pe coloane. Dar nimeni nu se sesizează la perlele de la matematică. Dacă scriu unul vă prostie la matematică, nu-i perlă. Ei, că nu n-o știut, că le-o dat prea greu. În schimb, la română avem perle, dar ce perle aveam odată? Citez din anii trecuți, împăratul avea o grădină și în fund un măr. Sau, Zoie și Tipătescu se iubeau pe la spate. Alea erau perle. Anul ăsta, cam slabă producția de perle. Se pare că perlele au fost furate odată cu scoicile care au fost furate alături de pești de către cormorani, ar fi zis Daia. Nu prea am avut perle anul ăsta la limbă și literatură română. Mai mult, niște cugetări care se apropie cu cele pe care le facem în viața reală. Subiectul 3, știți, s-a dat comedie, toată lumea a abordat pe Caragiale cu o scrisoare pierdută. Și ce zic elevii noștri? Nae Cațavencu era cel mai șmecher dintre șmecheri pentru că altfel n-ai cum să ajungi sus în viață. Nu-i de râs. O fi perlă, dar nu-i de râs. Nu-i de râs, pentru că nu e așa și în discuțiile de zi cu zi. Bă, dacă nu ești șmecher, deja bai carte multe, deja bai facultăți. Dacă n-ai școala vieții, nu ajungi sus. Sau, Zoe era damă bună pentru că dădea de mâncare și de băut gratis înaintea alegerilor. E perlă? Nu-i perlă. E realitate pură. Așa e în politica dâmbovițeană. Dacă nu dai de mâncare, dacă nu umpli plasa cu lei și făină, nu iei voturi. Nu iei voturi și dacă nu iei voturi, nu te alegi. Și după aia, dacă te alegi, pui pe cine vrei în funcție. Uitați-vă la domnul ăla, că nu pot să-i zic altfel. Ionel, șeful Unifarm, pus în 2012 de Ponta, de care n-au scăpat nici liberalii acum. Ce a făcut el? În momentul debutului crizei, în martie, în loc să faciliteze licitațiile pentru echipamente de protecție în spitale, el ce a făcut? A cerut mită. 3 sferturi de milion, mită de la o firmă care nici măcar nu avea echipamente necesare spitalelor. Avea măști de zidărie, nu măști pentru medicină. Da, dar n-ai ce să te legi de domnul Ionel, n-ai ce să te legi că era sereist. Bă, chiar, nu mai avem oameni pe care să-i punem în funcție dacă nu securiști, sereiști și turnători? Când găsești un om cinstit, un om priceput, un om pe care să-l pui într-un loc în care să fie competent, când găsești un astfel de om să te bucuri ca și când ai găsit o perlă adevărată, nu o perlă falsă. Numai securiști, numai turnători să avem, să poate așa ceva în funcțiile din România asta. Extraordinar, domnule. Dar ce ca acum, te spionează și pe un bec. Dacă vorbești la telefon și stai sub un bec, te spionează. Unde s-a ajuns cu tehnologia? Vă dați seama că până acum era expresia românească aia, când vorbeai singur, zice, ce faci mă, vorbești la bec? Acum dacă vorbești la bec, te mai ascultă cineva. Nesimțitul de șef Unifarm, mă. El își cerea mita, își cerea dreptul aproape 1 milion de euro, în timp ce medicii din spitale se îmbrăcau cu saci de gunoi ca să se protejeze cumva. Dar nu-i nimic, că cel de sus
lucrează până la urmă. Lucrează prin oameni, ca și Sfintele Moaște ale Sfântului Ioan cel Nou, care a fost Sfânt Ioan cel Nou în procesiune ieri prin Suceava. Moaștele lui au traversat orașul și au făcut și o oprire în curtea spitalului județean. Păi măcar protecție divină să ai, dacă nu ai protecție oferită și conferită de hainele corespunzătoare. După aia, oamenii, în număr de mii, s-au îmbulzit să sărute și să vadă moaștele. Fără mască, fără distanțare socială, s-au adunat ca muștele la moaște, cam așa am putea să zicem. Iar la final a avut tradiționala îmbrânceală, a avut loc tradiționala îmbrânceală și înjurare de sarmale. Eu știți, după ce ies moaștele, se dau și sarmale. Sarmalele, aceste perle, ca să fim în temă cu ce am zis la început, aceste perle ale gastronomiei și gospodăriei românești. Căci cu noi este Dumnezeu, așa ar fi zis Becali. Becali, care astăzi face 62 de ani de viață, 63 de ani de când debitează prostii. No, ăla-i tăticul perlelor. Ăla-i tăticul perlelor. Ce a zis el la un moment dat, când citea din Paulo Coelho. Zicea că el citește Războinicul Luminii și are două carioși la el. Una cu care sublinează ce a citit și i-a plăcut și una cu care sublinează ce nu a citit și nu i-a plăcut. Becali, care a zis, este voia lui Dumnezeu să pască acest popor. Sau, am fost la Muntele Athos, am dat 1.000.000 de euro să restabilesc legătura dintre Dumnezeu și poporul român. Hehehe. Același Becali care, la un moment dat, zice, ne-am jignit cu Mitică Dragomir, ne-am certat, dar nu ne-am făcut de ocară, sau cam așa ceva. Eu l-am făcut zdreanț, el m-a făcut oligofren, dar nu ne-am certat. Asta e viziunea lui Gigi Becali. Sau, cum să mă bat în postul paștilor copos care e utecist și eu sunt creștin? Sau, altă perlă de-a lui Becali. Le-am zis verilor mei, le-am zis fraților Becali, haideți mă să facem un partid că suntem mai tari decât frații Kennedy, înțelegi? De ei n-au vrut, fraierii. Și uite așa, din perlă în perlă, am ajuns la finalul acestui video. Mulțumesc de urmărire. Aștept comentariile voastre. Dacă aveți o perlă nouă, nu neapărat de la bacalaureat, o perlă din viața de zi cu zi, o perlă zisă de către cineva, vă rog să o scrieți la comentarii, să ne vedem împreună. Mulțumesc de urmărire. Dați și share pe Facebook la acest video despre perle. Nicu Bendea vă dorește în continuare o zi minunată!